Salutare tuturor, eu sunt Sneak și bine v-am regăsit, fraților, la un nou episod din Sneak reacționează la fraților. E deja o lună de când facem chestia asta, astăzi s-a împlinit o lună, pentru că suntem la al patrulea episod și v-aș ruga să lăsați cât mai multe like-uri, peste 130 dacă s-ar putea, cum am făcut și la celălalt episod, a fost super fain. Și uitați ce față de plictisitare tipul ăsta, chiar inspiră, bă, dă și mie un like sau te spar, frate, dă-mi un like doar dă-mi un like. Ok, bun, și astăzi o să reacționăm la vlog. Părerea mea despre concursuri, bă, o părere foarte extraordinară, s-ar putea să, nu știu, chiar sunt foarte curios de ce părere o să aibă tipul ăsta de concursuri. L-am găsit pur și simplu, am dat părerea mea despre, bă, m-am gândit la ce să caut și am dat pe pagina 12 și l-am găsit pe tipul ăsta. Aveți linkul original, linkul de la video-ul lui original în descriere și bla 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 bla. Nu critic bla, 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 la ceva, că lumea m-a făcut nu știu cum, că bă, vezi că te după nu știu cine, ok, bine, hai să reacționăm. Să vedem ce face tipul ăsta, o, da, abia aștept. Ok, frate, dar nu pot, uite ce față de om senin are, uite. Ok, bine, hai să lăsăm să înceapă, gata. Și nu v-am găsit la un vlog, în acest vlog o să vă spun. Cred că a uitat, hai să lăsăm un pic să se gândească, serios, adică, na, cine știe, poate oricine mai are un lapsus, trebuie să-i acordăm o șansă. Haide, te-ai gândit? Părerea mea despre Vă leu, dar ce-i cu fața aia, mă, nebunule, mă, concursuri, oh, astăzi vorbim despre înghețată, oh, leu, înghețată, ok, mamă. Voi știți că eu am un concurs mâine. Nu știe nimeni de concursul tău de mâine, ok, ok, deci, ok, hai să lăsăm să vorbească. Da, nu, dar mă duc la 8:30. La concursuri, niciodată, nu știi ce exercițiu o să fie și nu știi cum o să fie acolo. Dude, asta înseamnă test un concurs. Dacă se referă la concurs de, nu știu, de asta, de capacitate logică, nu știu ce să da. Asta e faza, mă, să nu știi, să te duci cu subiectele învățate. Dar e bine că a făcut precizarea asta, poate sunt unii care chiar nu știu ce e un concurs. Deci, uita pe scenariu. Uita ce vreau să spună. Continuă. Te cred, ai emoții, mâine ai concurs, dar nu știu, nu mă pot abține. Chiar voiam să râd, aveam nevoie de o porție de râs azi. Așa că, ia, ok. Unde se uită? Ce faceți voi acolo? Ce faceți? Da, niște exerciții dintr-o carte. De exemplu, gazeta matematică. Și... deci îți dă cele mai grele exerciții din carte. Holy shit. Bă, frate, a doua precizare, super. Deci, fără, deci astea sunt lecții de viață. Eu vă recomand să vă uitați la tipul ăsta pentru că vă poate da niște lecții pe care le puteți folosi în junglă. Poate sunteți pe un munte și aveți, chiar vă, o să vă fie foarte folositoare. Chiar vi le recomand. Și na, nu. Deci nu, tipul ăsta exagerează, dar nu e chiar așa. Nu sunt chiar toate grele, da? Tipul ăsta vrea să ne facă să ne capteze video. Hai să-l ascultăm. Nu găsesc concurs care să vă dea ușor din carte. De asta sunt trei subiecte. Primul e ăla pentru nableți. Ăla e ușor, da? Și câteodată la concursuri scade, mă rog, ba, de exemplu, mie. Un exercițiu greșit, 25 de puncte minus. 25, păi... câte exerciții? Ai doar două exerciții sau cum? Scade doar două. Ce ar trebui să înseamnă doar 25? Adică ai doar două exerciții pe aia sau ce n-ai, mă? Holy shit. Hai du-mă mai departe la aia. Bă, tot pe silent l-am prins pe tipul ăsta. Bă, cred că n-are modul normal, frate. Tipul stă pe silent. Noroc de chestia aia care e buzi. Dacă nu, chiar nu știu. Că, ca și cum m-aș uita la calculatorul, dar el ar fi stins. Serios, tipul ăsta e genial. Dacă vrei să adormi, tipul ăsta e cel mai tare. Nu contează nimic, doar ceva care să îți placă. Bun, deci nu contează nimic, dar contează ceva. Ceea ce să-ți placă, ok? Ceea ce să-ți placă. Ăsta e un proverb chinezesc de mii de ani. Și tipul ăsta tocmai l-a dezlănțuit aici nu în videoclip. Dacă faci exercițiile alea, o grămadă... Mama lor de exerciții. Din
Holy Bro, shit. odată mi-a dat un exercițiu cât o pagină era. O pagină? Nu cred, o pagină? Holy shit, nu spune că era de caiet mare, că mă enervez și fac, serios, chiar fac reclamație la... Nu, nu se poate, deci nu se poate. Mamă. Da, și eu mă rog. E Cum Paștelor. când de la unele concursuri să-ți dea niște exerciții să scrii o pagină, da? Cât să fă, n-ai cât să fă. Și... Și că adorm aici, frate. Oh my god. Bă, măcar de făcea jump cut-uri, știi? Adică când îți editezi vlogul, pur și simplu bagi acolo și tai unde taci, tai. Dar nu, tipul ăsta au lăsat așa, poate. Bă, frate, parcă vrei să adormi pruncii de la Așa la creșă. concursuri, eu vă recomand dacă sunteți la un concurs, să nu treceți de niciun exercițiu. Conciuf, bă, deci el ne recomandă că dacă cumva în viața noastră, într-o viață de școlar, de elev, dacă o să fim vreodată la un concurs, să nu trecem de niciun exercițiu. Deci este o adevărată lecție de viață. Este a doua sau a treia lecție de viață pe care ne dă băiatul ăsta, de maxim 10 ani. E trecut prin viață, se observă după sfaturile pe care ni le dă. Deci, niciodată, dacă vedeți, sunteți la un concurs, bă, dacă v-ați lăsați-le libere. Știi ce să faci? Lasă-le libere. Chit că știi, lasă-le libere. Așa e în viață. Trebuie să le lași libere. De ce să nu treceți? De ce? Pentru că dacă treceți, poate e un exercițiu care scade, cine știe, 20-25 de puncte, cum e la mine. Deci eu vă recomand. Dacă nu știți unul să-l faceți, Nu-mi spune când să nu-l facem. Serios, nu. de când terminați celelalte exerciții și dacă tot vă gândiți la el și What? nu știți să-l faceți, spuneți și voi acolo la mine. Deci, bă, asta nu zis așa. Să nu facem exercițiile pentru că nu trebuie să le facem, iar dacă cumva nu știm unul, să încercăm să-l facem după ce terminăm. De ce? E o harababură totală. Ce se întâmplă? Nu, Nu. ce să faci? Și totuși atât de Că plictisit. nu poți să Nu le vorbești, bă, faci. dă-mi un an sau două, nu, bă, ce să faci aici? Că nu poți să zici și A că zâmbit. ce să faci aici? A zâmbit. Ei! Ui, doamna profesoară, ui! Adică eu... Nu ți care-i fata al tipul ăsta dacă faci așa? Deci, v-aș ruga să urmăriți exercițiul până la concursul, până la capăt. Deci Și care-i... după concurs, Ai porumbei în cameră, nu știu... dacă mi-o faci mai e timp, eu, nu știu, mă joc cu pixul. Scriu pe bancă. Ok, deci a patra lecție de viață. Dacă v-ați terminat și totuși nu știți nimic, în loc să încercați să faceți exercițiile, jucați-vă cu pixul. O să vă ridice moralul total, o să vă dați seama că sunteți proști, dar nu degeaba, vă puteți juca cu pixul și o să aveți o zi mai bună. Băiatul ăsta e un Sau adevărat mâine, nu? exemplu pentru noi. Deci, frate, Ia, frate. la concursuri Iar începe. Ia concurs. Ok. trebuie neapărat să găsești un exercițiu care nu știi să-l faci. Pe care, în primul rând. Ok. Minim găsești. De ce? De ce se găsesc un... Minim. Minim un ok. Deci, și ne mai recomandă. Asta e a cincea lecție. Dacă cumva nu știu un exercițiu, bă, găsește-l. Deci tu nu, să nu cauți exercițiile pe care știi să le faci. Nu e corect, nu așa se procedează. Le căutați pe alea pe care nu știți să le faceți pentru că, nu știu, o să vină spiritul și o să vă dau o de-aia cu aur și n-a... Adică cel puțin mie, că mie mi s-a întâmplat de o grămadă de ori să M-am găsesc zis. exerciții care nu pot să le fac. Pe care? Și... Și adorm? Dorm cu mine? Da. Da? Eu? Concursurile nu sunt neapărat grele, doar, mă rog, unele sunt grele, unele nu. Tipul ăsta, deci tipul ăsta, eu cred că e psiholog sau ceva magician, pentru că nu știu, se joacă cu mințile noastre. La început ne-a spus, nu există concurs unde să existe exerciții ușoare, iar acum ne spune, nu există concurs care să fie greu, adică nu neapărat greu. Doamne, deci, cred că vrea să ne facă să nu ne mai duce la concurs. Deci eu după chestia asta nu cred că o să mă mai duc la un concurs vreodată. Chit că sunt foarte pregătit de băiatul ăsta, nu o să mai trec pe la niciun Când am concurs. avut eu Mercur a fost foarte greu. Foarte greu. Holy shit! Și, mă rog, doar un exercițiu n-am greșit. Da? Ce Adică, bine? frate, du
25 de puncte la un Da. exercițiu. 25, lol. Mi se pare absurd, 25. Acolo, 10-15. Holy shit, negociază, mă. De ce nu negociezi cu minister? Mă, nu. Nu tai 25, mă, tai 15. Holy shit. Vezi că-ți mai am putut, tai 15, nu 25. Tot așa. Nu 25. Nu, inadmisibil. Foarte ciudat, nu. Nu știu ce părere aveți voi, da? Și puteți să-mi lăsați în comentarii N-are părerea niciun voastră comentariu, da. despre concursuri și despre temele de la școală și despre școală. I-aș lăsa eu, da. Indiferent. Dar numai să... Deci indiferent, dar numai să am făcut eu vlog. Când e indiferent, înseamnă orice. Sau nu contează ce spui. Și când zici indiferent, numai că eu am făcut vlogul, nu mai înseamnă nimic. Înseamnă că te duci, îți faci patul, te speli pe dinți și te bagi în pat. Asta înseamnă. Și te gândești, cine sunt eu? Ce-i cu viața asta? Holy shit. Adică de orice, nu contează. Doar să fiți disperați. Orice, Să nu... orice. Aveam aici Să un puteți puric. orice. Orice, nu contează să-mi spuneți părerea în comentarii. O să-i las eu o părere. Deci la concursuri. Cred că e a 10-a oară când începe. Deci la concursuri. De bă, frate, parcă ar fi, parcă ne-ar povesti despre Big Bang, frate. De când s-o... Deci la concursuri. Deci, în con deci când sunteți la concurs. Holy shit. Deci, uitați-vă ce... Cred că băiatul ăsta e... Toată lumea începe să te încurajeze la concursuri. E corect. Dacă nu te încurajează, înseamnă că dacă... Te încurajează pentru un singur motiv. Că dacă iei mai puțin de 80 de puncte, o să dormi pe prești afară. Și o să mănânci numai coaja aia de la mămăligă de pe castron. Ceau, pardon. Cum? Stai, ce-a făcut? Sau cum? Stai Unii când i-au făcut mic încep să plângă, la mine cum plângea. Unii când iau mic, nu stai, unii când iau punctaj mic începeau să plângă la... La mine nu e așa, nu. Eu... Dar mă rog, la concursuri, frate, la Da, frate. concursuri nu e greu. Mai țineți minte când a zis că e greu? Acum zice că nu e greu, deci... Nu știu, eu cred că sunt undeva acum prin lumea zăpezii și merg pe o lingură cu ciocolată, zburând pe un căluț mistreț. Oh my god, m-a dus tipul ăsta oriunde, dar nu... Dar câteodată e greu. Și acum din nou câteodată... Holy shit! Doamne, frate, ăsta... La mine. Plasare de produse, vă zic eu. La română, la concursurile de la română sunt mai ușoare. De ce? Da, mă rog. Ca N-n mai are mult niciun parte de argument. vlog, să nu uitați de like și subscribe și bineînțeles, bye bye. Frate, uite-l. Hai mă închide. Ok. Să nu uitați de like și ne revedem. Bă, frate, bă, dar de unde, bă, de unde închid filmarea? Mamă! Eu au fost și eu în genul ăsta, frate, să mor eu, bă. Măcar de făcea așa și apăsa în timp când ducea mâna, apăsa și închidea filmarea, dar nu. Tipul ăsta o mai lăsa să se vadă un pic, hai să vedem. Op, stai. Și? O? E? A? Ah! Ce ai făcut? Te-am prins. Oh my god, un mason. Holy shit. Băiatul ăsta, am spus, e genial. Ah. Mă rog, bă. Cam atât a fost cu băiatul ăsta. O să las link-ul de la vlogul lui aici. Ah, a fost genial. Pe săptămâna viitoare. Bye bye. Holy shit. Vlog, părere, concurs. No. I'm done.